Să fie asta una dintre cele mai bune descoperiri din anul 2024. Hello, bine ați venit la un nou video pe canalul meu de YouTube. Astăzi voi face un haul cu produse de pe site-ul Miu Miu. Pe acest site găsiți produse pentru femei, produse foarte fashion, rochii superbe, strălucitoare și foarte, foarte elegante. Sunt sigură că aveți foarte multe evenimente. Cred că acest site vine în salvarea voastră, dar bineînțeles trebuie să vi le comandați cu câteva zile bune înainte pentru a ajunge la timp și pentru a le purta la evenimentele dragi din viața voastră. Înainte să vă arăt rochițele de pe acest site, dați un subscribe canalului meu de YouTube, m-ar ajuta tare, tare mult și bineînțeles un like și un comentariu la acest videoclip. Aici avem produsele noastre, haideți să vedem cum se așează pe mine. Începem prima și prima dată cu această rochie, este în dimensiunea S. Ia să vedem, culoarea este superbă, superbă, superbă. Ok, și materialul este foarte fin, foarte fin. Sincer să fiu, nu prea am avut încredere în acest site, pentru că nu am mai auzit de el până acum, până anul acesta și... Chiar eram super curioasă de cum vor arăta în realitate. Cam așa arată prima rochiță, are mâneci, foarte, foarte drăguță și este destul de lungă, destul, destul de lungă. O să fac și video să vă arăt în timp ce le voi proba. Materialul chiar este foarte calitativ și acest accesoriu de aici chiar mi se pare foarte mișto, foarte, foarte mișto. Deci prima rochiță, nota 10+. Arată foarte bine. Mergem mai departe, a doua rochiță. Aceasta este în dimensiunea... Stați... XS. Sinceră să fiu, nu prea am știut ce să-mi aleg. Atunci când ei m-au contactat pentru a colabora, nu știam ce să aleg. Eram în dubii între S și XS. Am zis că dacă e corset, să-mi iau XS să stea mai fix. Ei bine, partea de sus avem un corset. Și în partea de jos este ca și cum ar fi din satin materialul. Cam așa arată. Cam așa, este crăpată pe un picior, dar arată foarte, foarte bine. Chiar arată foarte bine. Și aici avem niște detalii tare interesante. Sunt doi trandafiri negri. Cumva vine crăpată pe ambele picioare. Are fermoară în spate. Chiar îmi place cum arată, chiar îmi place cum arată, deși mi se pare un pic cam lărguță, sper să îmi vină. Da, sunt sigură că îmi vine. Următoarea rochiță, avem o rochiță roșie de data aceasta, roșu ca focul, să-mi surâdă norocul. Mamă, ce sexy și asta, este dintr-un material destul de elastic. Să-ți că nu-mi dau seama cum vine. Cred că ceva de genul. Dar la fel avem detalii cu trandafiri. Ați văzut că anul acesta au fost în trend. Și este strâmtă până jos. Nu este crăpată. În spate avem fermoar. Este foarte sexy. Foarte, foarte sexy. Sincer să fiu, nu m-aș fi așteptat să fie un material atât de bun, atât de calitativ. Prima impresie, v-am spus. Nota 10 pentru toate cele 3 pe care vi le-am arătat. Haideți să mergem mai departe, că mai avem 2. Următoarea rochiță arată cam așa. Ați văzut că anul acesta chiar a revenit în trend. Sincer, îmi place mult, mult de tot. Este de vară, este foarte vaporoasă. Are ca un fel de tren în spate. Are și fermoar și este așa cu două cupe. Interesant, foarte interesant. Însă mi-e foarte frică că mi-e mare, pentru că e destul de lată. Eu nu sunt atât de lată în spate și mi-e frică să nu îmi fie mare. Dar o să le probăm și o să vedem împreună. Aceasta este în dimensiunea S. Chiar sunt curioasă. Și ultima rochiță, dar nu cea din urmă. Aceasta cred că merge purtată și de zi cu zi, de ce nu. Este o rochiță tare, tare drăguță. Mi se pare foarte prețioasă. Este și un pic grea din cauza materialului. Și da, este și grosuță. Are acești năsturei foarte, foarte drăguți. Și are fermoară în spate, îmi place ca să pot să o îmbrac mai bine. Îmi place mult, mult de tot. Este foarte, foarte drăguță. Nu știu în ce dimensiune este aceasta, vă zic imediat. Să găsesc eticheta. Este în dimensiunea S.
Singura rochiță am avut în dimensiunea XS, restul sunt în dimensiunea S. Abia aștept să le pun pe mine, să le probez. Chiar este super, super drăguță, îmi place foarte, foarte mult, nota 10. Din păcate, aceasta îmi este un picuț cam mare aici. După cum bine vedeți, ar trebui un pic mai strânsă, dar cred că poate fi modificată, că în spate are fermoar. De asemenea, i-aș scoate și bureței, că aici la cupe are niște bureței. Eu i-aș scoate, sincer, pentru că nu-mi plac absolut deloc. Dar în rest, ea este foarte de vară, foarte vaporoasă și am uitat să vă menționez faptul că pe dedesubt aveți un body negru și chiar are un fel de trenă, e mult, mult material. Aceasta primește nota 9 doar pentru că nu mi este bună, dar în rest, materialul super, nu am ce să spun. De aceasta, sincer, nici nu știu ce să mai zic, este genială. Mi-am luat niște tocuri destul de înalte și se vede super bine. Nu sunt negre, sunt nuanța pielii, dar așa ca să-mi fac eu o idee. Corsetul ăsta îmi vine perfect, deși este în dimensiunea XS. Efectiv, mă declar îndrăgostită, este rochia mea preferată, chiar îmi place mult de tot, îmi place foarte mult croiul, aceste detalii care efectiv fac diferența, are o lungime perfectă, nu știu, chiar dacă are mâneci, mie îmi place foarte, foarte mult și mă simt foarte bine în ea. Este superbă, nu am ce să spun, toate detaliile, efectiv, trandafirii ăștia din zona aceasta. Genială, dacă aș avea și eu 2-3 kg în plus, cred că ar fi perfect. Îmi place mult de tot, m-am chinuit să mă îmbrac cei drept, pentru că are un fermoar la spate și nu pot să mă îmbrac singură, încă n-am prins-o, dacă aș prinde-o, ar sta mult mai strâmtă. Cu acest haul, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să-mi dați un subscribe și să lăsați un comentariu pentru că eu o să vă răspund tuturor. Dacă vreți și voi să vă comandați produse de pe site-ul Miu Miu, aveți în bio un cod de reducere care să vă ofere 20% reducere la absolut toate produsele și vă rog tare, tare mult să-mi spuneți dacă voi deja știați de site sau acum ați aflat de el. Vă pup și nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, Valentina Barajos Lungu.